Cei mai puternici lideri ai Europei s-au luptat pentru aderarea României la Schengen. Asta spune ministrul de externe german într-un interviu în exclusivitate pentru Digi24, realizat de Cristina Cileacu. Oficialii germani au încercat până în ultima clipă să-i convingă pe austrieci să dea un vot pozitiv. Chiar și așa, șeful diplomației germane dă asigurări că după eșecul din decembrie va urma un succes în privința intrării în spațiul de liberă circulație. Faptul că aderarea nu a avut loc acum este o mare dezamăgire. Ne-am luptat până în ultima clipă pentru o decizie diferită. În data de 8 decembrie, în drum spre Irlanda, am discutat încă din avion cu omologul meu austriac. De asemenea, ministrul federal de interne a depus toate eforturile la Bruxelles și cancelarul Scholz a intervenit. În opinia mea, faptul că nu s-a ajuns la un acord a fost o greșeală în plan european și geopolitic. Consiliul nu a spus nu, ci doar nu a spus încă da. Sunt convinsă că va urma aderarea la Schengen. În acest scop este important să repunem rapid în Uniunea Europeană această problemă pe ordinea de zi.